Căzut în Pașcan niciodată, noi ne-am speriat la o vreme peste tot pe acoperișuri se montau. Nu va ploua deloc în această seară, oameni buni. Am discutat cu cine trebuie, credeți-mă. Cristi se gândea că cineva fură tabla. Dar să știți că se montau aceste artificii pentru că noi trăim legenda meșterului Manole în transpunerea ei modernă. În legenda meșterului Manole tot ceea ce ziua se clădea, noaptea se dărâma. Acum, în epoca modernă, tot ce ziua se clădea, deci noaptea se fură. Dar se va termina probabil și cu furatul. Știți că a fost Băsescu, Angela Merkel și s-au dus, și Obama s-au dus la Dumnezeu într-o audiență. Au primit o audiență și Obama a întrebat când se va sfârși, Doamne, cu terorismul în Statele Unite și Dumnezeu s-a uitat la el și a spus: îmi pare rău, fiule, dar se va termina nu în timpul mandatului tău. S-a dus și Angela Merkel, zice, și Europa trece acum printr-o criză groaznică și Germania mea. Când se va termina criza din Germania? Îmi pare rău, Angela, dar și pentru tine am o veste proastă, nu în timpul mandatului tău. Și în sfârșit Băsescu, la noi când se va termina cu furatul? Îmi pare rău pentru tine, Traiane, dar se va termina nu în timpul mandatului meu. Băsescu a fost interpelat de către președintele Obama. Oh, Mr. Băsescu, you're the president of Romania. You can tell me in one word what is the situation in Romania? Yes. In one word? Yes. Good. And in two words? Not good. Ei bine, prieteni, dumneavoastră ați venit la acest spectacol minunat și e foarte bine, dar ați pierdut știrile de seară. Noi ne-am pregătit, eu și Cristinel, să vi le aducem. Sigur. O să începem cu o știre pentru voi. Specialiștii de la uzinile Tractorul din Brașov au pus la punct un nou tip de motocositoare complet ecologică, denumită provizoriu Picioruș Euro 3. Motocositoarea are mărimea unui tractor mijlociu, două roți ca și bicicleta, pedale în loc de motor și poate fi atașată la cal ca o căruță. Numele de Euro vine de la Europa, iar numărul 3 arată câte utilaje de acest fel se pot produce la uzinele Tractorul într-un an. Constructorii sunt convinși că Piciorul Euro 3 va mări condiția fizică a țăranilor, aceștia fiind nevoiți să țopăie în urma motocositoarei de îndată ce pornește coasa. Promoțional, la vânzarea fiecărei motocositoare, fabrica acordă gratuit 2 litri de benzină, cu care proprietarul îi poate da foc imediat ce ajunge cu ea acasă. Așa, Cristi, dar apropo de țărani, ce a făcut țăranul când a prins peșteșorul de aur? Asta am povestit-o ieri seară, Stamina. Nu-i nimic. Dacă vreți să aflați și n-ați aflat de la cei care au fost ieri seară aici, vă pot spune. Dar vreau să vă povestesc altceva, o știre de ora 5 pe care vă difuzăm acum, la ora 9 și ceva, și anume faptul că femeia de serviciu de la instituția, nu spun care, a fost violată. Și ajunsă la tribunal, confruntată cu martorul, judecătorul a întrebat-o: ei bine, doamnă, dar de ce n-ați fugit? Păi să vedeți, era la sfârșitul programului, eu tocmai spălam pe jos, pe culoar, când a apărut nemernicul. Păi și vă întreb din nou, de ce n-ați fugit? Păi în stânga era perete, în dreapta era perete, în spate spălasem. Păi asta e problema, Cristi, sunt plăceri la care nu poți să renunți. Eu, de exemplu, am citit acum 15 zile că alcoolul poate ucide și atunci m-am lăsat de alcool. Am citit acum 10 zile că fumatul poate ucide și atunci m-am lăsat de fumat. Și acum 3 zile am citit că sexul poate ucide și atunci m-am lăsat de citit. Totuși, Florine, te invit să le aducem la cunoștință un mesaj de la linia erotică înregistrat acum 10 ani în urmă. Linia erotică. Stimată redacție, mă numesc Margareta Cariucior, am 19 ani, sunt șomieră și aș vrea să-mi găsesc ceva de lucru. Am citit într-un ziar că la Iași se fac angajări de operatoare telefoniste la linia fierbinte, dacă n-ai prejudecăți. Eu una n-am nici judecăți prea multe, dar mi-te prejudecăți și aș spune la telefon tot ce trece prin minte, numai că nu-mi trece nimic. Așa că, stimate redacții, vă rog eu frumos, mi-e
explicați și mie ce înseamnă cetări, sandwich, clanță și numărul 69. Aștept răspunsul. Stimată domnișoară, din păcate, nu vă putem explica aici sensurile figurate ale expresiilor sandwich și numărul 69. Sperăm să vă ajutăm totuși, difuzând conversația avută la hotline de cea care a câștigat concursul de operatoare la Iași. Fiți, vă rog, foarte, foarte atentă. Alo, tu ești Ștefane? Ah, te simt, ești tare ca Petri. Vino în boșteuca mea din Țăcău mică și intimă. Intră puternic, strântește ușa și sară clanța. Vrei un sandwich? Așa, e cald, e fierbinte, uei. Dizbracă-te și întinde de pe pat. O să te lec o șfară cu motoșei, de-o să crape mâțile jucându-se cu ei. Iar tu, să mă prinzi de subțuar și să strigi tâta mare. Așa, acum mai bagă 200 de ron. Cum? Nu ai? Ieși afară cu ochile fără mălai că te-ai făcut de râs. Yes, și acum, Florine, pentru că este o seară fierbinte și urmează să prezentăm un concert de excepție. Aș propune să facem o avantpremieră muzicală ca să le facem un pic de vânzare și celor de aici. O piesă mai veche a Divertisului și a Distractisului. Eu vreau să beau. Până pe jos eu pic. Banii tăi, banii tăi, unde sunt? De aia vreau, nici nu aș dori, înapoi să mă pot încălzi. Eu vreau să vreau, să mai uit de fric și să nu ies în stradă să strig. Prefer să vreau, să mă amorțez și să uit că vreau să muncesc. Dați-mi să vreau. Acum, dacă ne dați sau nu de băut, asta nu este foarte important. Important este că, doamnelor și domnilor, stimați pășcăreni, în fața dumneavoastră va apare o trupă de excepție din Chișinău. Deja ați văzut. Cristinel o să vă spună acum mai multe amănunte pentru ei. Oricum, pregătiți-vă de un recital așa cum n-ați mai văzut. Este o trupă de trupă. Pentru cei care sunt cunoscători, au la ce se uita. Pentru cei care ați venit pentru prima dată, n-o să vă pară rău. N-o să vă pară rău deloc. Ei au 16 ani de când inițiază. Este o trupă alcătuită din Tatiana Cioban, Olga Gorcinski și Alex Zgureanu. Producătorul lor este Vlad Gorgos, iar repertoriul este foarte divers, stilul variind de la folk la rock, jazz rock și frumoase balade pop rock. Au numeroase premii, printre care în 2003 premiul 3 la Cerbul de Aur și festivalul George Grigoriu de la Brăila, pe care l-au câștigat. Din 2006 colaborează, surpriză, și cu Benone Sinulescu. Doamne și domnilor, în această seară, exclusiv aici, la Pașcani, la serbările pașcanilor, trupa Millennium! Să-i aplaudăm!
Strule pe apa ta, tinerețea nume lua. Măi, tinerețea nume lua, viața nume-o trista măi. Strălucesc în apastele, trec în grabă rândunele, parcă sunt zilele mele, parcă sunt zilele mele, și vin valuri să le spele, și din valuri să le spele. Istrule, tu curgi într-una, tinerețea e numai una, tinerețea e numai una, viața trece ca furtuna. Te-aș trece, Nistrule, în lung, numai bătrân să n-ajung, numai bătrân să n-ajung. Și te-aș trece până la mare, să fiu tânăr ca o floare, să fiu tânăr ca o floare. Nistrule, aș plânge că-mi trec anii mei. Mi-aș da viața mea la lume, să nu îmbătrânească nimeni, Nistrule pe apa ta. Nistrule măi, Nistrule măria ta, mi-aș trăi ca dumneata, ar fi
paparul dara pa. Eu eram cel mai frumos, paparul dara, paparul dara pa 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 pa. Hey hey hey! Hey hey hey! Wa pa pa ra pa, paru da bu da bu da ru da ra ta wa. Și cu mare onoare și drag am pornit introducerea noastră, anume cu piesa care se numește Nistrule pe apa ta, ce aparține unui reprezentant extraordinar al folclorului moldovenesc. E vorba de domnul Mihai Ciobanu, care chiar astăzi a cântat pentru dumneavoastră, dragi prieteni. Aplauze pentru maestru! Aplauze! Am venit ca să vă aducem cele mai interesante melodii, cele mai bune, cele mai fierbinți. Și eu vreau toată lumea acum să facem un singur lucru. Să lăsați toate problemele la o parte, să uitați de toate grijile și problemele dumneavoastră, da? Ne-am înțeles. Și un singur moment, vreau să rog operatorul de sunet să scoatem de aici sunetul din boxe, dacă este posibil. Cezar, te rog frumos de aici să scoatem sunetul de pe monitoare. Exact, un picuț, vă rog instrumentul mai încet, în urechiușă. Voce un picuț mai prezent. Și aranjamentul un picuț mai prezent, un pic. Așa, la tot. Chitara mai încet. Aranjamentul. Chitara mai încet. Aranjamentul la toți mai sus. Vă mulțumim. Și acum că suntem gata, am făcut o mică probă de sunet, eu zic să-i dăm start. Să dăm start sărbătorii de astăzi. Dragă Pașcan, prin muzică veselă, muzică bună, muzică populară! La dor! Sus! Dar ar naiba în tine dragoste, ce de ții mereu numai de mine. Și nu pot ca să mai scap de tine. Ai venit când nici nu mă gândeam și ai aprins în suflet bătaie. Nu mănânc și noaptea somn nu am pentru tine dragoste bătaie. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. De-acum cioptesc și nu mi-e bine. Așezat la inimioară și ai făcut ca să mă-ntoară. De-acum cioptesc și nu mi-e bine. Dar ar naiba dragoste în tine. Zi-mă! De dragoste și mai rău să te blestem în tine. Când mai sunt atât de-a suflete, cum te mă găsiști tocmai pe mine. Cu toții bani de micole! Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă
plăcut ca sărbătoare. Te-a dus ciofez și nu mi-e bine, dar ar naiba dragoste în tine. Numai una, numai una este dragostea, să avem parte. Și iubirea vom cânta. Visele urcă la cerul și va ninge iar cu flori de mărgăritar. Ochii plâng și gura râde, strigă inima, asta este dragostea. Împreună! În lumina ochilor de seară și până în zori văd iubirea în culori. În lumina stelelor de seară și până în zori totul e numai amor. Iubirea în culori, în lumina stelelor de seară și până în zori, totul e numai amor.
I am a lucky man, I am a superman. When I look into the mirror, I see the big man. Come on girls, be with me, cause I'm a sexy man. You are a big man, you are a lucky man. You are a giant, super, superman. Superman. dejun. Lume bună, a mai trecut ceva timp. Ia să vă auzim! Unde sunteți? Trăiești! Așa! Trăiește partea stângă. Partea dreaptă ce face? Trăiești! Așa deja e mai bine și toată lumea împreună. 1, 2, 3 și! Extraordinar! Așa e foarte bine. Eu zic să mergem înainte pentru toți costei să fie o dedicație următoarea piesă care se numește Costică, Costică! Fă lampa mai mare și vreau toți costei cum să ridice mâna sus. Ia să vă văd! Costică! Foarte mult! Știți chiar dacă sunteți șmecheri și chiar într-adevăr poate nici nu vă mai cheamă Costică. Ar fi super toată lumea cum să danseze și să cânte împreună cu noi. No more, hit the road jack, don't come back. No more, no more, no more, no more, hit the road jack. Lune mai pasă că-s pe
Pașcane, am pregătit și muzică retro. Foarte frumos, dansați, cântați. Dar vreau să simt și o explozie de energie. Eu cred că partea stângă va face un lucru extraordinar. Iar cei din dreapta, ia să vă aud pe voi. Trei și... s-a înfierbântat. Atunci să-i dăm start la un golaș de muzică retro. Hop, 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 hop.
my soul. I'll keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Close the door and believe my burning heart. I'm feeling alright, come and open up your heart. Where are the souls? Keep the candles burning. Let your body melt in mine. I'm living in my dreams. Oh. You're my soul. I'll keep it shining everywhere I go. You're my heart. You're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart. You're my soul. How he did me wrong, but I grew strong, and I learned how to get along. Go now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who touched, rushed me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, no, I will survive. And as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. All my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. Hashtag Ozin to get my hit. Hush, 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 hush. I never needed you to be strong. I never needed you for pointing out my wrongs. I never asked for help. Myself. I don't know why you think you got a hold on me. And it's a little extra explanation. There isn't anything that you can do. And my eyes hurt. Hey, I'll shiver. So you listen to what I'll say. Sorry. I don't want to stay another minute. I don't want you to say a single word. Hush, 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 hush. Mergem înainte, în același tempo. Și toată lumea să cântăm vreună cu ceva și mai exotic. Suntem gata? Păi să-i dăm start! Whatever, whatever. Sus, mâinile sus. The rover, the runner.
zic să mergem cu ceva și mai interesant. Eu știu că lumea pe aici iubește muzica populară și atunci este o surpriză absolut deosebită pentru voi, dragi prieteni. Pentru că acum un an în urmă noi am fost în Canada și oamenilor de acolo le place foarte mult muzica noastră tradițională, dar iubesc și muzica internațională. Păi ne-am gândit ce să facem ca să fie pe placul tuturor și ne-a venit ideea. Ce-ar fi să îmbinăm aceste două stiluri muzicale. Așadar, noi am hotărât să facem un experiment muzical. Cred că s-a primit ceva foarte și foarte curios. Toată lumea, distrați-vă împreună cu noi! Hey! Hop, 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 așa! Sus! Hop, 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 așa! Hop, 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 hop. Să uite celerele și voi. Astăzi seară vreau să plec cu badea să mă petrec. Bade, unde ești? Și apoi iarăși până în zori. Să nu ce înseamnă dor. Of, mami! Mama mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mama mia, that's it show again. Just how much I miss you. Yes, I've been broken hearted. Ooh, since the day we parted. Why did I ever let you go? Mama mia, now I really know. My, I could never let you go. Oh, God! Și încă o dată să vă aud! Doamnelor și domnilor,
pentru dumneavoastră bomba numărul 5. Maestre, zi-măi! Am vrut să spun, dansează-te-ați! Măi, 1, 2, 3, 4, 5, everybody, hai cu dați-i hora în ochinși! Joacă, joacă, moșu și bunica! Și iacă, 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 vine nepoțica! Stop, jucăm numai câte doi, că așa se joacă hora pe la noi! Îmi place Ana, Maria, Veronica și Natasha! Hai cu iacă, vine Pașa, Jore și cu Sasha! What can I do, I really beg you, my lord? To me, flirting is just like a sport, anything fly, it's all good, let me dump it! Please add it in the trumpet, a little bit of Monica in my life! Erica by my side. Reed, that's all I need. I need a bit of Jean, that's all I see. I need a bit of Sandra in the sun. I need a bit of Mary's all night long. I need a bit of Jessica, here I am. I need a bit of you, you makes me a man. Hey, 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 Chișoare, hai cu tățui să dansăm! Haide, haide, haide la joc, din copii să iasă foc! Stinga 1, dreapta 2, așa se joacă pe la noi! Haideți, fene și flăcăi, hop și așa! Mâinile în sus și mâinile în jos! Sărim de două ori în sus! Hop și joc frumos! Monica in my life, little bit of Erica by my side, little bit of weed, that's all I need, a little bit of Jean, that's all I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary's all I know, a little bit of Jessica, here I am, a little bit. Cică-i trompetă! Bomba numărul 5! Zii, Taniușa! Dacă ați fost atât de bravo, vrem să vă dăruim un cântec popular
românesc, practic, e de fapt un cântec popular al întregii lumi. De aceea putem socoti și că este un cântec popular românesc. Doar că are unele influențe portugheze. Unele, doar puține. Doar micile schimbări. Așadar, toată lumea care va recunoaște această piesă, eu vreau să cânte această lume împreună cu noi, melodia care urmează, da? O piesă foarte cunoscută. Sunteți foarte talentați, de ce cred că veți cânta împreună cu noi foarte și foarte tare, nu-i așa, Pascal? Yo tomé coraje y comencé con la menina a falar. ¡Hey, amigos! Nossa, nossa, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. A chavalha com doce de empalme. Palmele sus, sus și partea dreapta. Și ce din spate, noi vă vedem foarte bine. Ia mâinile mai sus. Nossa, assim, ai, se eu te pego, ai, ai, delícia, vai dale, she, ai, ai, împreună, nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Au! Sus, 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 așa. Deci ați devenit parte componentă a familiei noastre. De aceea acum formația Millennium se închină în fața dumneavoastră pentru această seară. Iar cine este Millennium? Millennium este Tatiana Ceban, percuționistă și solistă trupei Millennium. Vă mulțumesc, Pașcan! Millennium este Alexandru Zgureanu, chitaristul și solistul trupei Millennium. Aplauze furtunoase pentru Alex! La panou de
Alexan este producătorul și managerul trupei Millennium, artist al poporului din Republica Moldova, domnul Vlad Gorgos! Aplauze! Așa, și nu în ultimul rând, ea, solista și viorista formației Millennium, artista emerită din Republica Moldova, Olga Gorcinski! Domnului Florin Lupanco și echipei dumnealui Axial Music pentru acest spectacol extraordinar de frumos pentru tine, Pascal. Și credeți-mă pe cuvânt că sunteți super tari. Așa s-o țineți de acum înainte, dragi prieteni. Ori de câte ori ne vom revedea, tot așa să vă găsim cu zâmbetul pe față și cu multă, multă energie. You're simply the best! Sus! And a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. Oh no, 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 it can't be wrong. Take my heart and make it strong. Pascal, you're simply the best. You're better.
dragi prieteni! Vă mulțumim! Vă mulțumim și mai zicem doar la revedere! Niciodată să nu ziceți adio! La revedere! Mulțumim foarte mult acestei trupe de excepție, Millennium, bravo, bravo foarte mare, bravo! Deci, în Republica Moldova, curățenia sufletească și recunoașterea nu atât a caracterului omului, cât și a valorii artistului, este la mare cinste. Acolo se dă titlul de artist al poporului. La noi... Artiști adevărați sunt artiști ai poporului fălărite la râ.